câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, aliluia. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați... Se botează rugurii Dumnezeu, da, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se botează Robul lui Dumnezeu Ioan în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Hristos v-ați emoție, i-am botezat astăzi pe David, care este italian, și pe Ioan, care este fratele nostru și pe care îl cunoaștem de multă vreme. S-a născut într-o familie care aparține cultului iehovist și nu a fost botezat în pruncie. Nu a fost botezat în pruncie Ioan și iată, astăzi l-am botezat, astăzi l-am îmbrăcat în Hristos și a primit și numele Sfântului Ioan înainte mergătorul și botezătorul Domnului nostru. Așadar, ne bucurăm cu bucurie mare pentru acești frați ai noștri, David și Ioan, care s-au îmbrăcat astăzi în Hristos. Le dorim, în primul rând, sănătate sufletească și trupească, și le rugăm pe Domnul ca să le dăruiască și lor, să ne dăruiască și nouă, vreme de pocăință și îndreptare. Nu întâmplător, unul dintre ei a primit numele împăratului David, cel pe care îl pomenim neîncetat și a cărui psalmi îi rostim zi și noapte pentru luminarea și sfințirea sufletelor noastre. Și iată, în chip minunat, și celălalt frate a primit numele Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinței. Vă spuneam și cu un alt prilej că Sfântul Ioan Botezătorul a lucrat cu râvnă pentru mântuirea aproapelui, însă a fost și el urât și disprețuit și calomniat. Însă el nu a luat seamă la disprețul, la cerbicia, la ura și calomnia celorlalți, nu a căutat să astupe gura lumii, ci l-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, dându-și sângele pentru el și devenind și mucenic al bisericii noastre. Așadar și noi, preiubiții mei, așa cum vă spun de fiecare dată,
atunci când amintesc de Sfântul Ioan Botezătorul și toți sfinții care au fost insultați, care au fost calomniați, care au fost prigoniți și chiar uciși pentru Hristos, nici noi nu trebuie să ne descurajăm și dacă uneori suntem întristați de faptul că ceilalți ne vorbesc de rău, ceilalți ne insultă, ceilalți ne calomniază, nu le putem astupa gura, dar noi ne putem astupa urechile ca aceste cuvinte și gânduri otrăvite să nu ajungă la inima noastră. Să ne păstrăm inima curată, vă îndemn și pe voi, scumpii mei frați, David și Ioan, să vă păstrați inima curată și să ne lucrăm cu timp și fără timp mântuirea noastră. O lucrăm fiecare în parte, dar o lucrăm și împreună în această frumoasă familie duhovnicească a Bisericii. Vă doresc din tot sufletul meu la mult rai, iar acum la final, iată, spune Părintele Ioan cât de frumoasă este și icoana Mântuitorului Iisus Hristos, avându-l alături, așa, da, Dumnezeu să te binecuvânteze. Așa, dragă. Așa, Mântuitorul Hristos și Maica Domnului. Sfântul Ioan, Maica Domnului și Sfântul Botezător și Maica Domnului înconjurată de îngeri, aceste icoane să le ai în casa ta, să le pui la altarul unde îți săvârșești rugăciunea și totodată ți-am așezat și Sfânta Cruce la inimă, frate Ioan. Nu cred că florile acestea care simbolizează curăția voastră sufletească prin faptul că ați ieșit neprihăniți din baia botezului, aceste flori, nu cred că o să le mai poți ține, le ține pentru frăția ta, Părintele Ioan, de asemenea o să le ține pentru David și Florin, vă ofer și dumneavoastră pe lângă crucea pe care v-am așezat-o pe piept și aceste icoane ale Mântuitorului Iisus Hristos, să vă faceți cruce, să vă închinați, așa, Doamne ajută, și să le puneți așa pe... Slavă lui Dumnezeu pentru toate și la mult rai vouă celor care v-ați îmbrăcat în Hristos și nouă tuturor celor care vă suntem acum alături. Pe toți să ne mântuiască Domnul Dumnezeu și să ne dorească tuturor un colțișor de rai. Amin! Amin.